Ce se întâmplă dacă folosesc termenii incorrect, ori de câte ori aud un martor, ori de câte ori mă consult cu judecătorul și ori de câte ori îmi prezint cazul juriului? Am șanse să câștig acest caz? Desigur că nu. Pentru a câștiga cazul, trebuie să folosesc, să proclam și să susțin în mod consecvent semnificația corectă. Nu trebuie să fac compromisuri folosind în orice moment semnificațiile adversarului meu sau îmi voi admite cazul. Acest scenariu imaginar ilustrează exact situația în care ne aflăm astăzi. În calitate de credincioși mesianici care doresc să fie fideli scripturilor primului legământ, așa cum au fost dezvăluite inițial și scrise în limba ebraică originală, suntem într-o luptă pentru mintea credincioșilor. În această bătălie nu trebuie să folosim o terminologie eronată și care descrie în mod incorrect natural și caracterul lui Abba Tatăl nostru Ceresc Iubitor și care de asemenea pervertește adevărul a ceea ce ar vrea ca noi să facem, ascultarea de El. Nu trebuie să folosim termenul eronat lege, ci trebuie să folosim Tora sau instrucțiuni ori de câte ori este posibil. De aceea evit cu grijă și în mod constant utilizarea termenului eronat lege în învățăturile și scrierile mele. Tora nu este legea. Deci, vă rog, nu numiți Tora cum nu este. Încearcă să vorbești cu fidelitate despre instrucțiunile lui Abba. El întreabă cu drag și se așteaptă în mod rezonabil ca copiii săi să fie ascultători de lucrurile pe care le cere să le facă, pe care le-a numit Tora instrucțiuni. Iahușua și Rav Shaul al Torei. Este dificil pentru creștinii obișnuiți să se proiecteze înapoi cu vreo 2000 de ani în istorie, într-o condiție culturală și o mentalitate total străină de cea a lumii occidentale de astăzi. Cu toate acestea, exact asta trebuie să facem pentru a obține o perspectivă adecvată asupra Torei. Contextul este evreiesc. Limba este ebraică. Iahușua și Rav Shaul erau ambii evrei, vorbeau ebraică, iar perspectiva lor asupra Torei este adânc înrădăcinată în gândirea ebraică din vremea lor, care au recunoscut două Tora, cea scrisă și cea orală. Mintea ebraică este realistă, dar simplă. A lor a fost un Yahua negândit. L-au luat pentru ceea ce a spus că este și nici nu au încercat să explice și nici să înțeleagă. Atât de mult era un mister care nu punea probleme. Întrebările ar putea rămâne fără răspuns, lucrurile necunoscute. Ei aveau nevoie doar să știe un lucru. Yahua este și El este unul, minunat, puternic, atotcuprinzător, producând minune și uimire. Mintea greacă trebuie să rezolve totul. Mintea greacă era idealistă. Au văzut lumea așa cum era, apoi au încercat să o modifice în ceea ce credeau că ar trebui să fie. Gândirea occidentală astăzi este derivată din mintea greacă, iar mintea ebraică a fost efectiv eliminată din procesele noastre de gândire. Pentru a înțelege Tora, trebuie să ne întoarcem la mintea și gândirea ebraică. Vorbind de tezaurul lui Israel, Iahușua a spus: nu credeți că am venit să desfințez Tora sau profeții. Am venit nu să desfințez, ci să desăvârșesc. Da, într-adevăr. Vă spun că până când cerul și pământul vor trece, nu va trece un iod sau o frântură din Tora. Cuvântul Tora nu a fost înțeles în sens negativ de Iahușua. În opinia sa, Tora a dezvăluit voința lui Yahua. A fost bun și sfânt. A fost etern și nu s-ar schimba atâta timp cât cerul și pământul ar exista. Biblia ebraică a învățat dragostea lui Abba pentru toți oamenii și a oferit un ghid pentru viața de zi cu zi. Prin urmare, problema majoră cu care s-au confruntat Iahușua și talmidimii săi, adică studenții discipolii, a fost înțelegerea corectă a Torei care ar duce la o conduită corectă în viața de zi cu zi. Cum se desființează Tora? Prin interpretarea greșită a acesteia. Cum se poate completa Tora? Interpretând-o corect și fiind supus instrucțiunilor sale.
Prin ebraică, pasajul ar putea fi tradus: Nu vă gândiți că am ajuns să interpretez greșit sau să aplic greșit Tora. Mai degrabă, am ajuns să interpretez corect și, prin urmare, să fac ca Tora să stea verticală pe o bază fermă. Revelația divină a lui Abba poate fi interpretată în moduri diferite. Interpretarea corectă inspiră viață și putere în cuvinte rostite divin. Dacă este înțeleasă și respectată în mod corespunzător, revelația divină, Tora, oferă un ghid pentru viața de zi cu zi. Astfel, Tora este împlinită. Interpretarea greșită anulează cuvintele comunicate de Abba. Tora ajută la înțelegerea cuiva naturii sale și a dragostei sale pentru poporul său. Tora este o demonstrație magnifică a harului lui Abba. Rav Shaul este bine calificat să vorbească despre Tora. În Fapte 22 cu 3, el a vorbit din ebraică mulțimii de pe muntele templului care se revolta și cerea arestarea sa. Sunt evreu, născut în Tarsul Cilicii, dar crescut în acest oraș și instruit la picioarele lui Gamaliel în fiecare detaliu al Torei strămoșilor noștri. Am fost un zelot pentru Yahua, așa cum sunteți voi astăzi. Scopul scrisorii sale către romani a fost să încurajeze ascultarea care vine din încrederea în Yahushua. Așa că a învățat că o astfel de încredere nu desfințează Tora, ci o confirmă. Urmează că desfințăm Tora prin această încredere? Doamne ferește! Dimpotrivă, confirmăm Tora.